Salutare urmăritori și bun venit pe canalul meu, numele meu este Mariu și astăzi vreau să vă prezint o diagnoză care am cumpărat-o de recent, cel puțin am primit-o ieri, ok, și eu cea mai ieftină OBD diagnostic, o interfață de asta cea mai economică. Eu am plătit undeva, dacă nu mă înșel, câteva lire pe ea, cred că 10, 12 sau 13 lire, ceva de genul. Aveți link în descriere dacă vreți să vă achiziționați și voi, am găsit-o pe Amazon. Un preț bun, mi s-a părut destul de interesant, inclusiv că vine cu, poți să scanezi cod QR-ul ăsta și descarci direct aplicația respectivă. Și pentru Android și pentru iOS funcționează la fel de bine. Suport app, inclusiv limbile poți, deci e faină, e micuță și drăguță. O să vedem exact, o să intrăm pe telefon și o să vedeți că o să mergem pe cameră, o să scanăm acest, în cazul cu iPhone, dar cred că și toate telefoanele, mergem frumușel, ne caută site oficial și o să vedem ce putem găsi cu această diagnoză, chiar m-a făcut curios. Ok, vedem, mai avem aici pentru app iOS, pentru iPhone, care scanner la fel, și Android la fel are și eu aplicația. Dăm pe ce dispozitiv avem noi. Mergem să descărcăm aplicația. Eu deja am aplicația, dar vreau să o șterg pentru că vreau să reconfigurez cu voi toate setările care, bineînțeles, trebuie făcute, ca să știți și voi. Diagnoza asta, ca să știți, este prin Bluetooth, din câte știu eu. Bluetooth, da. Este și varianta prin USB. Nu USB, prin... da, există și o variantă pentru PC sau varianta cu Bluetooth. Nu știu, ambele mi se pare la fel de ok. O să mergem frumușel să căutăm aplicația, că am descărcat-o chiar recent. O să ștergem tot ce... Vreau să ne șterg toate datele care le avem. O să mergem să o descărcăm din nou. Asta este aplicația. Vreau să fac toată configurația cu voi ca să înțelegeți cum o puteți folosi. Pentru că mulți o să întâlniți probleme când o să încercați să vă conectați, să vă configurați mașina, să vedeți anumite chestii. Eu zic că pentru 10-50 de lei poți avea o diagnoză destul de utilă, adică mai sunt, este acea aplicație Torque, dar nu te ajută cu nimic, îți dă doar erori și atât tot, dar nu ai un mod avansat de a vedea erori, dacă există ceva problemă mai serioase. Așa, din cauza asta am dat de pe această aplicație. Să zicem, aplicația asta poți folosi cu mai multe OBD-uri, cu de-astea diagnoze, de-astea micuțe și cu alte branduri. Neapărat să folosești acest. Dacă folosești car scanner LM OBD2, o să vezi că o să vă lăs eventual un link în descriere ca să accesați această aplicație și bineînțeles un link de unde am cumpărat acest produs, dacă vreți să vi-l cumpărați și voi pe viitor. Nu știu, credeți că este utilă pentru voi. Dar pentru mine, care eu nu sunt, să zicem așa, nu am nevoie să controlez, să zicem, să văd anumite informații super top. Adică nu am nevoie să închid un senzor de servo, nu servo, de service, adică să zicem că am martor aprins la service. Nu am nevoie, pentru că l-am luat fix pentru să șterg niște erori. Dacă ce-s foarte bine, aveam niște erori în bord. Ok, deschidem aplicația. Aici alegem limba care o dorim. Clar, pot să aleg și engleză, aleg italiană pentru că înțeleg foarte bine italiană, adică mult mai bine decât engleza. Ok, acceptăm, dăm aici cu succes. Aici ne întreabă tempo car, aici cum vrei să ne arate ceasurile alea, care o să arate și niște ceasuri. Alb negru este ok, în ce vrei să-ți afișeze, în kilometri, în MPG, eu lăs în kilometri, unitate de volum litri, unitate de presiune, m-am lăsat așa, unitate de temperatură Celsius, dăm înainte și acum ne alegem brandul mașinii, este un Renault. Și o să vedeți foarte bine că o să scriu Clio, pentru că e posibil să întâmpinați și voi problema asta, fiind o mașină mai veche. O să vedeți că o să găsiți Clio, o să arate și cod motor, 1.6, varianta 3-a. Și în cazul ăsta, dacă voi nu găsiți mașina voastră, generația voastră de mașină, nu știu exact ce versiune este, este cel puțin de 1.6. Noi nu avem 1.6, avem 1.2. Și o să alege tot asta, OBD și chestiile. O să mă dea pe cea generală, ca să nu mai stau să... Dacă nu este modelul meu trecut aici, pentru că sunt modele mai noi, probabil, trecute și din cauza ta. Avem și Duster, avem o grămadă de mașini de la Renault. Eu aleg mașina mea. Probabil am alte branduri de mașini la Audi, probabil să le aibă pe toate. Ok, am ales toate astea de sus, ok.
am configurat. Aici o să trecem ce motorizare este, benzină, diesel, dacă nu vă găsiți. În cazul meu este un motor de 1.2 benzină, 4 cilindri. Regesa așa, carburantă solo, conviene, vizarează ultente. Lăsăm așa aici, poți să treci inclusiv prețul per benzină. La mine e 1.16, 1.15, 1.16, ceva de genul. Poți să-ți măsoare inclusiv, măsoare. Îți calculează prețul per carburant. Ok, poți să pui și GPS-ul activ dacă vrei să obții niște informații în timpul mersului, pentru că poți lăsa conectat la mașină și îți calculează cât ai consumat. O să vedeți și voi mai cu așa. Dăm înainte, aici lăsăm tot așa, dăm înainte, privacy-lor. Ok, acum rămâne doar să ne conectăm. Ok, o să mergem, nu trebuie să mergem la Bluetooth, am încercat și o prostie asta, mă duc la Bluetooth și rezolv problema. Nu. Dăm conectare, la ce vom alege, Wi-Fi sau Bluetooth? Clar, o să aleg Bluetooth. Dăm înainte, next sau cum scrie la voi. Ok. Dispozitivul Bluetooth, ok. O să, acum o să ne caute toate dispozitivele Bluetooth, care o să mi le depisteze ei. Ok. Dacă nu mă șel, el la mine nu este conectat din cauza asta. Ok, foarte important acum. Bă, luați diagnoza respectivă. Cam așa arată ea. În fine, ca idee, trebuie să vă găsiți locația. La alte mașini se află sub volan, alte mașini se află în torpedou, la mașina asta se află în scurmiere, la Golf 4 știu că se află undeva lângă radio, este o chestie care trebuie să o tragi, nu la toate. O să ridic scurmiera mea și aici jos o să am conexiune OBD. Foarte bine. Și o să vedem poziția care vine. Nu forțați. Ok, l-am conectat. Trebuie să puneți contactul la mașină. Ok, acum o să merg înapoi, o să dau conectare și vedeți că mi-a găsit OBD11 și vedeți, arată și ca o formă de OBD. Ok, acum se conectează, așteptăm puțin, dăm conectare, ia să dăm, așa. Acum practic se va conecta, așteptăm puțin câteva momente, vedem că primul element s-a conectat, totul s-a conectat pe mașină. Aici putem vedea în prima secțiune. Să vedem bordul, turațile. Eu am avut la Panda, dacă știți foarte bine, nu aveam turații și l-am folosit să văd turații la cât, la 100 la oră, ce turații am, ca să-mi dau seama cu ce viteză ar putea să merg constant fără să fac un consum prea mare. Aici avem nivelul temperaturii, temperatura la antigel, ca să rețineți lichidul de răcire. Aici putem vedea niște grafice, voltaj cu toate cele, bine, cine cunoaște. Aici putem vedea flusul, carburante, dacă o să pornesc motorul, o să vedeți că o să crească. Asta o să și facem și noi acum. Ok? Și aici vedem litri per oră cât consum motorul este rece, bineînțeles. Consumul mediu, încă nu mi-arată în consum mediu, dar o să afișeze și aceste informații mai târziu. Consum instant, turația motorului, momentul de față, la motorul când e rece, carburant, aici carburant consumat, distanța și distanța parcursă, să zicem. Bun, vă vedem că turația stă, dacă accelerăm o să vedeți că și el merge bine, nu chiar în standard, merge, ideea că ne arată. Deci până aici este o regulă, date în timpul reale, aici poți vedem niște date, putem face aia ce ne interesează, să vedem în timp real prețul carburante, viteza medie, inclusiv pe GPS. Aici avem toți senzorii, teoretic, care îi depistează această diagnoză. Probabil să fie mai mulți, dar eu nu cred că... Probabil să mai fie și alt senzor care nu îi depistează. Aici avem la fel calculare, care așa, avem temperatura lichidului de răcire, el este la 18 grade, sincer, te ajută foarte mult, pentru că să zicem că dacă îți fierbe motorul și tu nu știi treaba asta, e ideal să faci un drumuleț de vreo 10-15 km și să vezi diagnoza cum lucrează, sau și mai puțin. Și vezi dacă îți crește temperatura peste, să zicem, 103 grade, nu vă faceți griji dacă ajunge la 103 grade, dar să nu se ducă mai mult de 100 și un pic de grade. Adică în tester, pentru că vara s-ar putea să obțineți temperaturi mult mai înalte și iarna mai scăzute. Vedeți că temperatura deja a început să crească, suntem la 24 de grade. Aici putem vedea cât este la 100 ajustamentul, mișela, amestecul de benzină și cu ce mai are el pe acolo, bloc 1.
presiunea în... Asta nu știu exact în ce presiunea... asta e presiunea în colectorul de emisii. Ok, turația motorului, viteza care este în momentul de față este 0, temperatura din exterior este undeva la 10 grade, asta de pistea 0, 8 grade, în fine, nu este ceva sigur, temperatura aerea... Bun, se pare că operațiunea aproape s-a terminat, 100%, cum putem vedea. N-am găsit niciun cod de eroare, în cazul meu, pentru că eu deja l-am șters ieri, să zicem că dăm, pot să dau să șterg. Aceea te întreabă, în ce mod vrei să ștergi, avansat sau consiliat? Eu o să dau în momentul de față cel recomandat. Poți să dai și ăsta, dar vezi că îți asumi anumite chestii. Poți să citești toate aceste informații. Nu este, să zicem așa, pentru mașinile mai noi, cum non e consiliat pe vehicule VAG. Deci nu este recomandat pentru mașinile la Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, etc., inclusiv Renault, Nissan, Dacia, Hyundai, Kia și chestiile astea ce mi-a dat aici. Așa că poți să te duci pe versiunea recomandată sau poți să te duci tot avansat, dar să nu te duci la extrem. Deci hai să vedem, poți o metodă cum așa, bla bla bla. Frumie așa, parcă așa. Deci că asta cam așa, standard pe obținere un eco diversă, bla bla bla, non e consiliat. Deci asta la fel nu e consiliat, poți să te duci sau să leși pe mod automat. Eu le-am făcut pe ambele. Dăm aici ștergere. La fel. Procedura e destul de rapidă. Vedem aici că crește până ajunge 100%. Practic ia tot senzorii care, bineînțeles, are acces această diagnoză și șterge tot ce se află acolo. Erori. Mă refer erori. Dacă asta poate să șteargă. Bun. Eu zic că este o diagnoză foarte interesantă pentru prețul care costă. Adică nu mă refer că una scumpă, dacă vrei, și zic și eu că e fain una, e mult mai bună una scumpă, pentru că poți face mai multe chestii, poți să faci o regenerare, mai multe chestii care poți să le faci, poți să verifici mai multe informații, dar așa pentru bază, care nu ești un, să zicem așa, un mecanic super profesionist, ai nevoie de o chestie să vezi o eroare locală, e foarte bine. Bun, totul s-a terminat cu succes, acum mă pot întoarce înapoi. Misiune complet. Să zicem că dacă mă duc să cumpăr o mașină, uite exemplu eu, să zicem că eu mai am așa câteva noțiuni de mecanică, mai știu să mai prepar anumite chestii la mașină, dar vreau să mă duc să cumpăr o mașină. Ca să evit anumite țepe, pot merge să cumpăr o mașină, să văd ce erori sunt. Că probabil să merg să cumpăr o mașină, să fie toată prostie, ori de la o bujie, ori eventual ai un problem cu un injector, că o să afișeze dacă are o eroare și merge în 3. Și este foarte, foarte util. Aici văd că mă sunt mai multe moduri de a controla mașina, adică ai mai multe variante, poți vedea anumite informații, poți face anumite testări, test de accelerare, poți să începi un test de accelerare de la 0 la 40, de la 0 la 60, la 0 la 80 la oră și vezi exact timpul în cât timp faci această kilometri, să zicem așa. Aici mai e un mod de cumpărat, dacă vrei să-ți cumperi anumite servicii, bine, să zicem așa, că e un mod mai avansat, între ghilimele. Test emisii, aici la fel poți face un test de emisii, dacă ești interesat să vezi, dar bine, în funcție de mașină, multe mașini nu o să aibă acces la toate informațiile. Passatul, oricum, nu avem aer condiționat, așa că nu ai voie cum să testăm multe funcții. Dar e utilă. Dacă vrei să-ți mai adaugi și alte mașini, poți să-ți mai adaugi mie aici la mașinile mele. Eu am doar o mașină. Trebuie să mă bineînțeles, ca să faci asta, să operațiune să te desconectezi. Acum putem da aici și putem vedea consumul și chestii de genul. Bun, după ce ați terminat operațiunea, că am uitat să precizez, opriți motor, adică dați cheia înapoi, o scoateți, cum am scos-o și eu, și pe aia băgați în... o reconectați și puteți porni motorul liniștit. Cum o să fac și în momentul de față. Ok, așteptăm și erorul ar trebui să dispară la un moment dat. Mai avem volanul și gata. Nu mai avem nicio eroare, avem frâna de mână și centura care... O să dăm și puțin drumul la căldură, că aici chiar mi-a înghețat picioarele cu... așa. Acum, dacă nu vrem să mai avem control asupra mașinii, gen să vedem asta sau mai vrem să adăugăm o mașină, putem să ne desconectăm, bine, mersi. Aici v-am zis, puteți vedea anumite valori, costuri, cât ai cheltuit în ultimul, dacă vrei să ții o, să ai o informație, să zicem așa, să-ți faci un grafic de consum.
Da, chiar mă uitasem aseară pe niște foi, că fostul proprietar mi-a lăsat o grămadă de foi. O să facem un clip într-o zi și o să vă explic câți bani a investit fostul proprietar în ultimii ani. O să vedeți că este o sumă destul de mare, colosal, pentru mașină de, și România, cred, cât e? 500? Nu știu, nu m-am uitat exact, dar putem intra să ne uităm. Ia să vedem. OLX. Chiar sunt curios cât costă mașina asta în România. Nu mi-am pus niciodată problema asta. Oricum, scumpă tare n-are cum să fie. Hai să vedem. Oricum, e o mașină interesantă în sine ei. Clio 2004 1.2 categoric benzină. Hai să vedem. Ok, mi-a dat el o sugestie aici, da. Clio 2004. Mașina nu are cum să fie super scumpă, pentru că nu. Hai să vedem ce prețuri putem găsi la ea. În 2004 diesel. Ăla este modelul celălalt. Nu știu, nu le vezi foarte des modelele astea. Ok, hai să bifăm aici niște categorii. Eu am intrat așa random să facem toată treaba asta, nu că toate autoturismele. Da, uite, dezmembrează lumea. Dar să știți că sunt niște mașini destul de fiabile din punctul meu de vedere. Mai ales după ce am văzut ce investiții a făcut și ce piesa s-a schimbat, sincer, stai fără stres. Diesel, hai să ne dăm și la filtre ca să bifăm puțin despre să bifăm puțin despre motorizare, dacă bine merge și internetul. Dar mă gândesc că mai mult de, nu știu, 1000, sub 1000. Ok, lăsăm prețul. Combustibil, benzină. Ah, nu există anunțuri. Wow. În România nu există anunțuri cu... Ok. Ar trebui să existe. 4.000 de lei. E cea lungă. Vrem cea scurtă. 7.000. Dai diesel. Da, să zicem că o fie în jur de 1.000. Aici costă, am dat 300 și ceva de lire pe ea. Dar investițiile sunt mult mai mari. Să vedeți că oamenii chiar aici, cel puțin în afară, am văzut și oameni care au grijă de mașini. Și în România nu zic că sunt, dar sunt excepții cazurile alea, când vezi persoane care au grijă de mașina lor. Bun, eu vreau să închei clipul aici, că este super lung și foarte plictisitor pentru mulți dintre voi. Ce ne-a interesat am rezolvat. După aia, după ce te-ai desconectat, o să intrăm din nou pe aplicație, te desconectezi, luăm diagnoza. O eliminăm din locația asta, cu grijă, să nu upem ceva pe acolo. Eu o să o pun la loc pentru că așa am pierdut multe dintre ele. Asta, bine, una mai ieftină. Una am primit-o, am primit-o pentru o sponsorizare, ceva. Și am cumpărat și una, dar urmează să cumpărăm una mai profesională. Asta e doar așa de uz casnic. Uz casnic, uz local, să zicem așa. Trebuie să cumpăr o mașină, trebuie să ștergem niște erori. Pentru că pentru un test, de exemplu, ai niște erori salvate, să zicem că ai martorul, motorul aprins, dar tu n-ai nicio problemă cu mașina, mașina merge bine, cum a fost și în cazul meu. E, și am șters acele erori, erau vreo 5-6 erori, era unul că am avut problemă că un ofișă nu stătea foarte bine, am împins-o la loc, era ieșită, mi-a apărut eroarea aia și am practic rezolvat problema după aia, adică e o chestie foarte bună că am rezolvat să rezolv această problemă. Și v-am zis, de multe ori m-a ajutat. De exemplu, am șters o eroare la un Opel Astra G, motor pe benzină 6, 8 valve. Avea tot la fel o eroare în bord și mergeam la șpa mașina, pentru că am schimbat bobinele. Da, la fel tot, fișele, un fel de, și bobina, bineînțeles. Și mergeam la șpa și după ce am schimbat treaba asta, mașina a început să meargă bine. Am schimbat și am scos și eroarea din bord. Mașina a început să meargă excelent de bine și asta m-a bucurat foarte mult și practic am rezolvat problema care o avea mașina. Bun, cam atâta, oameni buni, noi ne vedem data viitoare, nu uitați să dați un like și ne vedem în alte clipuri. Link în descriere dacă vreți produsul și...